Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Lucrările la piațeta Casei de Cultură au intrat în linie dreaptă. Ziua Vânătorului de Munte la Târgu Ocna. Conferința Ecologia și protecția ecosistemelor la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău. Zi de mare respect și considerație pentru cinstirea și amintirea eroilor căzuți pe zonele din vecinătatea Târgu Ocnei, dar și zi aniversară a majoratului. Primăria orașului Târgu Ocna, Consiliul Local, Batalionul 22 Vânător de Munte Cireșoaia de la Sfântul Gheorghe, în acordurile muzicii militare a bazei 95 aeriană Bacău, au organizat în zona pietonală pe strada Carol I manifestarea Ziua Vânătorilor de Munte. Comandat de capitanul acea vreme din Gipărul Lescu, avea să se transforme în batalionul vânătorilor de munte și să-și dea botezul focului în abricele munte de la Cireșoaia și Corș. În aceste bătălii, apărătorii carpaților au scris istorie și au dat măsura vitejiei și a spiritului de sacrificiu. De-a lungul timpului, prin faptele de arme și numeroasele misiuni de punte, vânătorii de munte și-au plătit un renume de trupe de elită. Bereta verde și bocancii vișinii cu șosete albe au devenit sinonime cu disciplină, curaj și un spirit de corp apart, călit în condiții dure de instrucții. În prezent, Armata României beneficiază de o arhitectură bine definită de structuri de luptători montani, în măsură să răspundă provocărilor și complexității mediului operațional actual, interoperabile cu structuri aliate similare. Ca urmare a degradării situației de securitate și a războiului brutal din vecinătatea granițelor noastre, perioada recentă a marcat măsuri și acțiuni de consolidare a capacității de apărare, precum și o intensificare a instruirii. Constituirea grupului de luptă NATO în România și suplimentarea efectivelor militare străine din țara noastră s-a concretizat pentru vânătorii de munte în etape de pregătire în comun, în format întâlnit și alături de aviații. Complementarea instruirii tot. Dintre acestea se evidențiază tabelele și exercițiile împreună cu militarii din Armata Republicii Franceze, de astfel acțiuni cadru a grupului de luptă cantonat în Cine. Dragi vânători de munte, aniversarea de anul acesta ne găsește într-un context complicat, cu multiple provocări și preocupări de securitate. Războiul adus pe continentul european de Federația Rusă se dovedește a fi unul de durată, cu implicații majore asupra numeroase domenii. Conflictele și tensiunile din Orientul Mijlociu adaugă cu șesunde tabloului geopolitic internațional. Toate acestea însă reprezintă o motivație în plus pentru a ne crește capacitatea de reacție și de apărare. Este necesar să mențineți ritmul susținut al pregătirii și să continuați să onorați blazonul cavalerilor Florii de Colț. Apreciez devotamentul, determinarea, curajul și abnegația de care dați dovadă zi de zi și vă felicit pentru toate reușitele profesionale din ultimul an. La acest aniversar vă doresc sănătate, putere de muncă, tărie morală și bine pe toate planurile. La mulți ani! Semnează șeful statului major al apărării, domnul general Daniel Petrescu. În încheiere, aș dori să mulțumesc mult domnului primar pentru invitațiile care le face în fiecare an de a participa la această activitate și, bineînțeles, dumneavoastră, locuitorii orașului Târgu Ocna și nu numai, care, pentru că dura sufletească cu care ne-a primit de fiecare dată de această activitate. Și aș dori să urmez o plachetă din partea Batalionului 25 Vânători de Munte. Primarul orașului stațiune Târgu Ocna a ținut să mulțumească public tuturor comandanților, dar și celor care s-au implicat batalionului 22 Vânător de Munte Cireșoaia din trecut și prezent pentru tot efortul și păstrarea tradiției de a participa de 18 ani neîntrerupți la un eveniment militar patriotic la Târgu Ocna. Onorată asistență, distinse și conduce a batalionului 22 Vânători de Munte Cireșoaia, prezent astăzi în piațetă pentru a marca acest eveniment deosebit. Domnule general, distinși locuitori, reprezentanța instituțiilor din Târgu Ocna, instituțiilor de învățământ,
ai instituțiilor Ministerului Justiției, Școala Națională de Pregătire a Agenților Penitenciare, prezența astăzi aici, Centrul Educativ și Spitalul Penitenciar. Dragi elevi, astăzi este o zi încărcată cu emoție, cu bucurie, cu respect, în primul rând, pentru cei care reprezintă Armata Română prin Arma Vânătorilor de Munte. Iată că, pas cu pas, împlinim astăzi vârsta majoratului, când acești bravi ostași ai Armatei Române aleg ca la două zile după ziua oficială de 1 noiembrie, ziua Vânătorilor de Munte, să fie prezenți la Târgu Ocna, pentru că poartă un distins nume, Batalionul 22 Cireșoaia. Aici au primit botezul focului acum 101 de ani. Este o zi încărcată cu emoție, cu bucurie, dar totodată trebuie să fie și reflexie pentru ceea ce se întâmplă acum în lume și să conștientizăm cu toții că trebuie să luptăm pentru a propovădui pacea. Au fost la eveniment din partea instituției prefectului județul Bacău Anca Dunava, Consiliul Județean Bacău Gelu Panfil, ATOP Bacău Vasile Izvoran, primarii Silviu Tinei de la Gura Văii și Cătălin Sabău de la Târgu Trotuș, viceprimarul Dana Cămară de la Dofteana, generalul Vasile Florea, reprezentanții asociațiilor județene, cultul eroilor, veteranilor de război, tradițiilor militare, cadrelor militare, rezervă și retragere, ofițerilor în rezervă, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, director general Alexandra Albuț, CRAB SA prin director general adjunct Adam Iuliana, Inspectoratul de Jandarm Bacău, ISU Bacău, profesorii și elevii din instituțiile de învățământ, conducerii și elevilor Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târgu Ocna, Centrul Educativ Târgu Ocna, Spital Penitenciar, Poliția și Postul de Jandarm ai stațiunii. O scurtă trecere istorică a fost realizată de talentatul elev Cosmin Blaga. La 9 ianuarie 1917, Corpul Vânătorilor de Munte este reorganizat în Batalionul Vânătorilor de Munte. Instruirea specială a Vânătorilor de Munte pentru război din munte a durat 6 luni, până în iulie 1917. Ordinul de luptă a fost primit pe 8 august 1917 de la generalul Constantin Brezan. Vânătorii de Munte au dat dovadă de vitejie și spirit de sacrificiu. Târgu Ocna, Oicuz, Brânceanu și Cireșoara. Batalionul Vânătorilor de Munte a fost comandat de către maiorul Virgil Bădulescu, sosit tocmai de la Târgu Neamț. În drum spre Cireșoara, Batalionul Vânătorilor de Munte găsește zona de alii brăteștilor o călăuză. O persoană de Eliseu Sapu, ciobanul vârstă de 66 de ani din satul Poieni, care se oferă să-i ducă până sub Cireșoara, fără ca inamicul să prindă de veste. Traseul urmat a fost Vâlcele, cu ies prin spatele Grăcoaie, Bogata până sub vârful Pitireze. Viva Santiago, un succes incontestabil al Vânătorilor de Munte. Drept recompensă, Vânătorii de Munte i-au oferit lui Eliseu Sac o perete specială, lucru cu care ei s-au identificat. În amintirea lui o stradă din cartierul Boieni poartă numele. Vânătorii de Munte au luptat adeseori la baionetă, obținându-și astfel victoria strategică din anul 1917. Ulterior, Batalionul Vânătorilor de Munte, aflat în refacere la garnizoana din Târgu Neamț, este reorganizat în Regimentul de Vânători de Munte, Principele Carol. În 1923 sunt înființate primele două divizii de Vânători de Munte. Divizia 1 Vânători de Munte cu garnizoana la Brașov, și Divizia 3 Vânători de Munte cu garnizoana la Bistrița. În 1937, cele două divizii sunt reorganizate în trei brigăzi, iar în 1939 este înființată și cea de-a patra brigadă. Nivelul de instruire militară și flexibilitate tactică era net superior diviziilor de infanterie
provincia Chișinău, eliberată la 9 iulie. Vânătorii de munte au participat apoi la luptele din eliberarea Ucrainei până în octombrie 1941. Vânătorii de munte au mai participat la campania din Crimea, iar din 1942 la operațiunea albastră, mai întâi în Caucas, cu comanda generalilor Mitrache. La mulți ani vânătorilor de munte la aniversarea celor 107 ani de existență. Lucrările la piațeta Casei de Cultură din Onești au intrat în linie dreaptă, de altfel informațiile au fost transmise chiar de către primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină în cadrul emisiunii 24 de ore de la Acum TV. Suntem în grafic, așa cum am promis la începutul anului, de sărbători ne vom bucura de o piațetă complet modernizată și finalizată la timp. Foarte important acest aspect, finalizat la timp. Într-una din emisiunile trecute, și o să facem un scurt istoric, spuneați că ați avut emoții în prima parte a anului când s-au demarat lucrările, au fost momente grele pentru dumneavoastră, n-ați spus la nimeni atunci, dar cu nădejde ați mers mai departe. Da, a fost o lună grea la un anumit moment, a fost o sincopă, au fost unele neclarități în relația cu constructorul, pe care le-am depășit. Recunosc că am avut o lună în care nu cred că am dormit o noapte completă, dar Dumnezeu este mare și a vrut să lucrurile să funcționeze așa cum trebuie, pentru onești și oneșteni. Știți cum este când privim așa retrospectiv? Poate dacă ne spuneați atunci aveam emoții și îndoieli mai mari ca dumneavoastră. Eu vă spun, am avut îndoieli, singura garanție la momentul respectiv când spuneam că se va finaliza la timp era încrederea că Dumnezeu există și nu ne va lăsa. Tehnic, la un anumit moment, nici mie nu mi se părea că chiar reușim să o terminăm în timp, dar aveam încredere în puterea lui Dumnezeu că va fi lângă mine și de această dată. Vreau să facem un scurt apel la istorie, pentru că fără sprijinul și susținerea directă a Consiliului Județean, iarăși ar fi fost nici, greu. Nici nu încape discuție. Fără sprijinul Consiliului Județean, cofinanțarea de 10 milioane primită de la Consiliul Județean ar fi fost practic imposibilă, încă o dată, ar fi fost imposibilă realizarea acestei lucrări. Departamentul Biologiei, Ecologiei și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Științe Universitatea Vasile Alexandri din Bacău a organizat conferința națională cu participare internațională Ecologia și protecția ecosistemelor, ediția a 14-a. Manifestarea științifică s-a desfășurat în aula universității și a atras atenția peste 240 de autori și coautori înscriși în rândul cercetătorilor, cadrelor didactice universitare, studenților doctoranți din 19 universități, 13 institute de cercetare, 4 muzee din țară și din străinătate. Temele principale de discuție în cadrul acestei manifestări științifice sunt biodiversitatea organismelor terestre, biodiversitatea organismelor acvatice, ecologie, dezvoltare durabilă, biotehnologii. Într-un cuvânt, reunim tot ceea ce înseamnă viață pe pământ și atunci când spunem viață, ne gândim de fapt la relațiile care există de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt nivel, adică de la microorganisme până la nivelul nostru al oamenilor. Și cred că cel mai important punct al manifestării științifice este că aici se întâlnesc cercetători care împărtășesc din experiențele dumnealor. Și este un moment de sărbătoare pentru noi toți cei care activăm în domeniul biologiei. Problemele ecologice. În primul rând, vorbim toată ziua de poluare. Poluarea este de mai multe feluri. Este fizică, prin aruncări de deșeuri, este chimică, prin utilizarea prea multor pesticide, insecticide, erbicide și așa mai departe. Este, dacă vreți, și sonoră pentru vetuitoarele care trăiesc în condiții de liniște atunci când nu este agitație, nu este presiunea antropică, așa ca să spunem într-un cuvânt. Deci, asemenea teme sunt și în programul conferinței de astăzi, dar nu numai la Universitatea Vasile Alexandri. Din fericire, această universitate ține pasul
și întrunește specialiști din toată țara, de la Constanța, de la Iași, de la Timișoara, de la Sibiu, din toată țara, din București, și ne familiarizăm cu ce este actual, de actualitate în domeniu, că ați întrebat care sunt problemele de fapt și ce trebuie făcut pentru o îmbunătățire sau măcar pentru o prelungire a existenței unor vietuitoare amenințate cu devenite rare sau amenințate cu dispariția. Cele mai importante probleme sunt la moment cele care sunt și influențate de schimbările climatice fără precedent, care au un impact nefast asupra tuturor tipurilor de ecosisteme și a animalelor, plantelor, ca componente a acestora. Deci sunt diferite situații deja atestate, specii invazive care pătrund pe teritoriul Republicii Moldova, care nu mai erau identificate până în prezent, iar datorită acestor schimbări climatice pe care le-am sesizat și în anul acesta, cu arșiță, cu călduri, pătrund specii din alte regiuni care fac ravagii, prezintă concurență trofică pentru speciile autohtone, sau migrează niște specii care au impact asupra sănătății populației, precum sunt țânțarii, diferite specii, anofeli și alții, deci animalele hematofage, căpușe. Prin ecosistemele acvatice se atestă pătrunderea diferitor specii de moluște, care iarăși migrează pe râul Prut și fluviul Nistru, înspre partea de spre izvor. Și desigur că vorbim și despre speciile care provoacă invazii în agroecosisteme. Deci lăcustele și alte specii care distrug în mare măsură producția agricolă. Încercăm să găsim relația între mediul abiotic și mediul biotic din mai multe puncte de vedere. Unul este acela al biologilor, ecologilor, geografilor, chimiștilor care își fac fiecare în domeniul de calificare, specializare, datoria de a analiza în cât mai amănunțit caracteristicile mediului abiotic sau biotic, cât și în cazul specific al Deltei Dunării, faptul că este o rezervație a biosferei, asta însemnând în o categorie specială de protecție, în programul Omul și Biosfera, declarat de UNESCO în 1971, care înseamnă găsirea unor căi de coexistență atât a naturii, a viului, a ecosistemelor protejate, ecosistemelor sensibile, cum este Delta Dunării, cât și a populației locale. Deci Omul și Biosfera este programul care presupune găsirea unei armonii între om și natură. Prin susținerea referatelor științifice, Conferința Națională cu Participare Internațională a creat un cadru adecvat pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor realizate la nivel național și internațional. La Biblioteca Județeană Costache Sturza din Bacău s-a desfășurat lansarea volumului de poezii Totul e bine și nimic nu m-a durut și vernisajul expoziției de pictură al autorului Val Mănescu. A mai scris printre altele Delict de memorie, O zi dinaintea sfârșitului lumii, Efectul placebo, Ochiuri fără ploape și Menghina cu elice. Cu o nouă apariție editorială revine la cadența care îi se potrivește, fiindcă scrisul nu e chestiune de cantitate, ci de anduranță. Un tovarăș de drum cu un soțitor care îi jalonează existența, oferindu-i sprijinul necesar în momentele grele. N-aș face o diferență între pictor și poet, pentru că ei se întâlnesc într-un anumit tip de imaginar. Pentru că, în esență, în toate artele vorbim despre imagine, indiferent cum este ea transmisă. În formă literară, în formă muzicală, în formă plastică, teatrală și așa mai departe. Cred că este o minciună, una din cele mai frumoase minciuni din cartea aceasta. Și asta în măsura în care pe coperta a patra, poetul, criticul, eu știu, omul de cultură, Robert Sherman, ne avertizează să nu-l credem pe poet.
Adică tocmai ce s-a întâmplat cu el în ultima vreme dovedește că viața lui nu s-a săturat de trăit. Dar e frumoasă minciuna asta și este unul din versurile minunate, unul din puținele, din multele versuri care mi-au tăiat respirația, cum îmi place mie să spun. Val rămâne, într-adevăr, cel pe care îl știm dintotdeauna și ăsta e mare, mare lucru, să reușești dincolo de vremuri, uite că în sfârșit a venit și vremea cuvântului vremuri. Perseverează în greșeală. Exact, exact. N-am învățat nimic, n-am înțeles nimic încă, dar nu disper, poate că o îi reuși într-o bună zi. Val rămâne așadar consecvent. Mi-a plăcut trimiterea lui Emil la Cantemir, la Gâlceava înțeleptului cu lumea și a trupului cu sufletul. Da, el e într-o permanentă Gâlceavă. Pare că e într-o Gâlceavă cu lumea, dar Dan Petrușca a sesizat-o bine. Adevărata Gâlceavă e cu sinele. Adevărata noastră luptă e întotdeauna cu noi înșine. Dincolo de, momentele în care ne intersectăm cu unii, cu alții, marea provocare este, de fapt, ce facem când suntem singuri? Ce facem când suntem dincolo de platoșa asta pe care putem să o îmbrăcăm public, dincolo de armura cu care ne blindăm ca să ne mai apărăm de, toate mizeriile care vin peste noi, să ne apărăm de tot ceea ce ne înconjoară. Eu cred că, de fapt, Val Mănescu este un mare sentimental. Am scris-o într-o cronică mai veche, e la fel de valabilă, sau poate chiar mai valabilă cu acest volum, pentru că la ceea ce scrisese în volumele precedente s-a adăugat această experiență care l-a făcut, de fapt, și mai autentic. Cred și acum că eram în București, capitala unei țări micuțe din estul Europei, mișunând de papagali paraplegici, de tramvaie la fel de nepăsătoare, pe șine strâmbe, de realism magic și de progres social. Iar Londra era capitala unei țări mai mari, în partea cealaltă a continentului, unde totul e invers. Mașinile merg pe partea stângă, la da se spune yes, fără vreo noimă, se bea ceai la ora 5 după amiaza, fără răceală, autobuzele zvopcite în roșu și au etaj să se vadă de departe până în creștetul munților Carpați și e plin de negri, chiar dacă e ceață, burează cu picături de absint. Încă e o piață, Trafalgar, de exemplu, sub obeliscul lui Nelson, protestează mulțimea cu tobe și saxofoane împărțind trecătorilor gură cască, bomboane cu mentă și fluturași fără aripi, îndemnând la acțiune. Dacă e să fim ecologiști, măcar să fim serioși, ca la ultimul film când intriga a generat lacrimi. Să bem un litru de apă pe zi, ne-o cere sistemul. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 9 noiembrie, vremea continuă să fie caldă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi parțial noros, maxima zilei urcă până la valori de 13 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 1 grad Celsius. Vineri 10 noiembrie, vremea continuă să fie caldă, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge valori de 14 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 6 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.